Polițiștii din capitală sunt pe urmele a doi indivizi care au dat aseară lovitura la o casă de pariuri de pe Bulevardul Timișoara. Bărbații au dat buzna peste casieră și sub amenințarea cuțitului i-au cerut acesteia banii strânși peste zi. Tânăra le-a dat 3.000 de lei, iar indivizii s-au făcut apoi nevăzuți. Polițiștii au stat de vorbă cu angajata casei de pariuri, însă aceasta nu le-a putut oferi prea multe detalii pentru că hoții aveau fețele acoperite. Criminaliștii au început și ei o anchetă. Au luat amprente și vor analiza imaginile de pe camera de supraveghere în speranța că îi vor identifica pe hoți.